Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM. Și o melodie special pentru, toate fetele din seara asta. Special pentru voi. Cele mai frumoase fete, măi. Ca de obicei vom cânta mult jazz cât încape, pentru că iubim jazzul, pentru că la bază suntem o trupă de jazz, de improvizație. Apoi muzică românească interbelică, de multe ori publicul este încântat când cântăm și folclor. Nu avem un playlist stabilit niciodată dinainte. Vedem cum ne simțim, simțim publicul, vedem ce-și dorește și este așa ca o mică petrecere. Cântăm împreună cu ei muzică românească, așadar un mix, un fel de cocktail, un jazzy cocktail pentru toată lumea. Ca și titluri cunoscute, vrei să ne întâlnim sâmbătă seară sau Zaraza sau Iubesc femeia, dacă tot e un concert în avans de 8 martie, sau Swing românesc, știți că anul trecut a fost, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Gică Petrescu, așadar să nu-l uităm, vom cânta și câteva dintre piesele lui. Pe partea de samba, bossa nova, că avem și această parte, ne pregătim de vară, de mare, de nisip, de căldură, de soare. La jazz avem un repertoriu foarte vast, nici nu pot să-i număr, să-i număr pe toți. Este cântate de Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, mult jazz clasic, Duke Ellington și muzică franceză, avem și muzică rusească. Spre piesele clasice ale Mariei Tănase, avem și niște piese pe care eu le cânt vocal, dar ele sunt instrumentale, de exemplu Hora Staccato sau Călușarii, Ciocârlia. E un show cu toate, imit toate instrumentele, cântăm cele mai cunoscute piese, așadar tradițional, tradițional românesc, dacă tot ne ocupăm de dragobete și de 1 și 8 martie în România. Cele mai frumoase fete, măi. Dai colinda, așa-i întreba prin lume. Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM.